Până luați instanța? Instanța. Înainte de a începe judecata, ședința de judecată, cu 2-3 minute înainte, asigurăm prezența, dacă este, vedem care părți sunt pe dosar, care nu, raportez judecătorului, începem ședința de judecată, chem părțile, deschid femeia prin care se înregistrează ședința de judecată, facem judecător anunț cauza care se examinează. Onorată instanță, la ședința de judecată nu s-a prezentat decremântul și nici părătul din motive necunoscute, fiind citat legal de dovadă servind avizul de recepție anexate la materialul dosar. Eu spuneam mami, uite, eu când cresc mare, o să fiu în această lume. Eu simt că asta este lumea mea. Vin la serviciu, îmi pregătesc mapa cu ședințele, lista dosarelor, îmi pregătesc pentru tot ca judecătorul să le aibă la îndemână. De la început, mereu este greu, știți, în orice domeniu este greu, nu anumit în acest sistem judecătoresc. Și, dar dacă ai dorință, depui forțe multe și răbdare, eu cred că reușești tot. Principal, o să iubești ceea ce faci. Noi, situația financiară nu e atât de bună, nu trebuie întotdeauna de ales că e mai ușoare de a merge undeva pe cotare, pentru că este mai plătit. Nu mă văd în altă parte decât doar aici acasă. Succesul nu vine în prima zi sau un an sau în doi, vine cu timpul și dacă depui multă muncă. Da, sunt prieteni care, bine, la vârsta mea, la 22 de ani, știți, merg peste hotare, aleg o cale mai ușoară, dar eu îmi iubesc țara, eu îmi iubesc munca, îmi iubesc domeniul care activez și nu mă văd în altă parte. Nu pot să fac altceva decât ce să lucrez în acest sistem.